Bună seara, dragi prieteni! Se întâmplă lucruri interesante la care ar trebui să fim foarte, foarte, foarte atenți. Faptul că sultanul Erdogan a mai câștigat încă un mandat. Eu nu sunt specialist în politica internă a Turciei, dar am explicat în emisiunile Q&A din ultimele două duminici de ce nu putea să se întâmple altfel. Spre bucuria toarășului Putin, pentru că Erdogan este un fel de Putin mai mic, ca și Victor Orban. Victor Orban, care este înconjurat de politicieni, politicieni trimis să agite apele și să facă fel și fel de, nici nu știu cum să le numesc, provocări. Provocări pe care, de care, bineînțeles, profită din plin, că asta știe FSN-ul să facă, da? Pe care le exacerbează, le amplifică, le exagerează în societate, FSN-ul. Pentru că FSN-ul nu are soluții. Nu vor să taie beneficiile noii burghezii bugetare din România, nu vor să atingă de pensiile speciale, nu vor să facă o reformă reală a cheltuielilor guvernamentale. N-au o soluție. În timp ce profesorii sunt în stradă, fac grevă, treabă din care suferă cel mai mult elevii. Am văzut tot mai multe materiale și în presa locală am văzut astăzi și pe televiziunile de știri cu elevi care ar trebui să dea examene naționale, ar trebui să dea bacalaureatul și care sunt foarte îngrijorați pentru că nu știu ce se întâmplă cu ei. Ei au de suferit cel mai mult din povestea asta. Liderii de sindicat au cel mai puțin de suferit, pentru că liderii de sindicat câștigă o căruță de bani, circulă pe rețele sociale și e bine că circulă această informație și este trimisă cu veniturile celor trei lideri principali de sindicate care au declanșat povestea asta fix acum când trebuia să se producă rotația guvernamentală. Da? Mă rog, nu se întâmplă numai aceste lucruri, dragi prieteni, se întâmplă și alte lucruri foarte grave. Foarte, foarte, foarte grave. By the way, în legătură cu victoria lui Erdogan și ce înseamnă asta pentru România, că bănuiesc că asta ne interesează pe noi, vă recomand editorialul Sabinei Fati din Deutsche Welle. A scris un editorial foarte interesant care poate să aducă un plus de lumină pentru cei care sunteți interesați de acest subiect. Șeful de CAP din Belarus, Alexander Lukashenko, cam așa ar fi arătat România, să știți, dacă nu intram în NATO, în Uniunea Europeană, cam așa eram și noi, cine știe, poate cu tovarășul Iliescu. Măcar Iliescu n-a fost șef de CAP, sau poate se retrăgea Iliescu și apărea un șef de CAP, da? Care să ia loc. Președintele Belarus, Alexander Lukashenko, scrie Universul, a declarat că dacă o altă țară ar dori să se alăture Uniunii Ruso-Belaruse, a revista arme nucleare pentru toți. Deci ăștia nu se mai rezumă să amenințe cu apocalipsa atomică. Medvedev tot făcea aceste declarații. Acum văd că încearcă să facă un fel de apocalipsă spunând că vor să împrăștie armele nucleare la cât mai multe state. State care ar dori să vină alături de ei. Dar nu prea vrea nimeni să vină alături de ei. Rusia a avansat săptămâna trecută în ceea ce privește planul de desfășurare de arme nucleare tactice în Belarus. Prima desfășurare de către Kremlin a unor astfel de dispozitive în afara Rusiei, de la prăbușirea Unii Sovietice, stârnind îngrijorări. În anii 90, Ucraina, care avea cel mai mare arsenal dintre fostele republici sovietice pe teritoriul ei, a acceptat să cedeze arsenalul nuclear către Moscova și s-a semnat la Budapesta un tratat. Și Moscova, Kremlinul, și-a luat atunci angajamentul. În primul rând a spus că nu are niciun fel de pretenții teritoriale față de Ucraina. Nici Crimea, nici nimic. Da? Nimic din tot ceea ce astăzi Putin spune. Domne, Ucraina n-ar trebui să existe, acele teritorii n-ar trebui să facă parte din Ucraina, alea ne aparțin nouă. Da? Și știți ce a făcut în peninsula Crimea în 2014? Ca să, imediat după ce protestatarii din piața Euromaidan au reușit să-l alunge pe Ianucovici, care era omul rușilor, după un protest care a durat destul de mult, din noiembrie până în februarie, noiembrie 2013 până în februarie 2014, da? Și în care s-au folosit forțe militare, Becrut, cred că se cheamă, au și desfințat-o jandarmeria
jandarmeria lor, au împușcat oameni. A fost o revoluție destul de violentă. Și atunci Putin a invadat Crimea. Și după aceea a zis că declanșează operațiunea specială. Păi toate aceste lucruri sunt împotriva tratatului pe care Moscova l-a semnat și și-a luat angajamentul. Da? Atunci a recunoscut Ucraina ca stat. Că nu poți să faci un tratat cu un stat dacă nu-l recunoști. Da? Deci Ucraina exista ca stat în anii 90. Au garantat, au scris acolo că garantează integritatea teritorială și că n-au niciun fel de pretenții. Ce să vezi, acum lucrurile s-au schimbat? Asta este problema cu dictatorii, oameni buni, că lucrurile nu funcționează by the law and by the book. Funcționează după ce vrea dictator. Noi ar trebui să știm lucrurile astea, să le înțelegem. Toți cei care s-au născut înainte de 1989, toate generațiile, da? Anii 40, 50, 60, 70, anii 80, chiar cât s-au mai prins cei care sunt din anii 80. Ar trebui să știm lucrurile astea. Cei care nu știu ar trebui să-și întrebe părinții, frații mai mari, rudele, să le explice ce înseamnă dictatură, ce înseamnă democrație. Da? Toarășul Lukashenko, sigur, nu vorbește de capul lui, nu face nimic de capul lui. El este, ca și Victor Orban, el este un pudel aflat la capătul unei lese de care trage dictatorul de la Kremlin. Da? Uitați-vă că sunt președinți și președinți. Da? Sunt președinți și președinți, politicieni și politicieni. Și vin din nou și fac această comparație, este foarte important pentru noi să conștientizăm aceste moduri de abordare și poziționare față de Imperiul Răului de la Moscova, față de toate bolile cu care Imperiul Răului infectează țările din jur. Boala corupției este una dintre ele. Toate cărțile pe care le-am citit și le citesc despre Putin, despre Federația Rusă, despre oligarhi, despre rețelele pe care și le-au întins în lumea întreagă, toate arată că Federația Rusă este un stat malign, generator de corupție în statele din jur. Da? De minciună, de manipulare, de dezinformare, de corupție. E un imperiu al răului care împrăștie acest întuneric. Da? Peste tot unde are interese. Și există președinți și președinți. Da? Fostul șef de CAP care face ce zice Putin, la revedere. Orban, care deși este în Uniunea Europeană, deși ar trebui să aibă alte principii după care să funcționeze ca politician, face foarte mult jocurile Rusiei. Erdogan, care a fost în relații bune cu, sigur, Turcia nu este în Uniunea Europeană, este în NATO, care a fost în relații bune cu Putin, s-au întâmplat și între ei multe lucruri, dar tot nu este un lider așa cum ar trebui să fie. Putin s-a supărat rău de tot pe Turcia când Turcia a început să vândă drone Ucrainei. Și acum Turcia anunță că vrea să facă chiar și o fabrică de drone în Ucraina. Pentru că între timp rușii au învățat cum să le distrugă și este nevoie mare de drone. România a contractat achiziționarea, sper să nu mă înșel, 64 de milioane de euro, cred că este contractul, am citit știrea ieri sau la alte, le-am citit detalii pe această temă, pentru a achiziționa drone. Dar există președinți și președinți, există state și state, există administrații, piramide de putere și piramide de putere. Și marele avantaj, dacă vreți, marele plus al războiului din Ucraina este că e ca o hârtie de turnesol. Te face să înțelegi cine cu cine este. Da? Cine este pro-european, pro-democrație, pro-stat de drept, anticorupție și dorește o societate normală, civilizată, așa cum cred și eu că ne dorim toți oamenii cinstiti și onești de pe teritoriul României și cei mai mulți dintre cele 6 milioane de români din diaspora. Câteva zeci de mii încă bâșbâie prin întuneric, prin hăbăucie și se mai lasă încă pradă lui Georgica Chegargara și găștii extremiste rusofile, dar eu cred că oamenii încep să se trezească. Da? Și insist pe treaba asta și vă rog, suntem în primele 10 minute, toată lumea se uită la cele 10 minute, vă rog să scrieți în comentarii. Să facem din nou această comparație.
ce se întâmplă în România în privința propagandei rusofile, cum a procedat președintele Klaus Iohannis, cum au procedat miniștrii PNL care au avut portofoliul Ministerului de Interne pe perioada pandemiei, când grupările rusofile, găștile de troli ale dictaturii lui Putin își făceau de cap pe străzi în societate și încălcau legislația privind pandemia cum voiau ele, fără să suporte consecințe. Și ce se întâmplă în Republica Moldova, dragi fiți? Ce se întâmplă în Republica Moldova? Ia uitați-vă ce face Maia San. Citesc din Actual 24, dar știrea este și pe alte site-uri. Explic încă o dată aceste informații. Aș putea să le comentez din cap, că le citesc toată ziua de pe toate site-urile credibile, posibile. Dar o fac în fața monitorului, prezentând site-urile, pentru că vreau să vă ajut și pe dumneavoastră să aveți, să vă dau niște surse de informare care sunt credibile și care nu prezintă risc de intoxicare. Maia Sandu propune înființarea unui centru național de apărare informatică, numit Patriot. În Republica Moldova va fi înființat Centrul Național de Apărare Informațională Patriot. Inițiativa aparține președinției, iar anunțul a fost făcut de către șefa statului, Maia Sandu. Noua instituție va avea rolul de combatere a propagandei. De ce nu se face și în România așa ceva? Toată propaganda rusă a încălcat legislația privind pandemia. Acolo lucrurile erau foarte clare. Da? Că hai să zicem că aici putem avea păreri subiective. Domne, narațiunile Moscovei sunt cu aceste idei și poate unii reproduc aceste idei nu neapărat că țin cu rușii sau că sunt oamenii rușilor. E o chestiune subiectivă. Pe perioada pandemiei lucrurile erau clare, simple, se știa clar, erau inclusiv interdicții fizice de întâlnire, de constituire de grupuri mari și așa mai departe. Și toți ăștia care sunt astăzi grupări extremiste atașate intereselor Rusiei, da, inclusiv gruparea principală în jurul căreia gravitează restul, AUR, cu liderul George Simion, acuzat de întâlniri cu reprezentanții serviciilor secrete. Da? La Chișinău și la Cernăuți au vorbit oameni, prim-miniștri din Republica Moldova, general, șef de servicii secrete din Ucraina. Deci sunt lucruri foarte grele, oameni buni. Păi ăsta trebuia să fie din timpul pandemiei luat de autoritățile române pentru încălcarea legislației privind pandemia și l-au protejat, l-au lăsat să facă ce vor. Și asta este foarte dubios. Foarte dubios. Televiziuni ca România TV, care fac, au chemat-o pe Tauber aia și fac toată ziua propagandă rusofilă, da? Televiziune înființată și al cărei mogul Sebastian Ghiță, fugit în Serbia, protejat de guvernul pro-rus, a înființat un partid, România Unită, pe modelul Rusia Unită. Foarte mulți vicepreședinți din acest partid, da, sunt în partidul Aurulac în ziua de astăzi. Deci lucrurile sunt clare și evidente și nu se iau măsuri. Consiliul Național Audiovizual îi dă numai amenzi așa de formă sau modice postului România TV și permite funcționarea. Ați văzut când eu am fost în Consiliul Național Audiovizual, cineva a făcut pe TikTok și am luat și o video și l-am distribuit și mulțumesc frumos că a tăiat acel pasaj. Când eram în ședința CNA, chiar de pe înregistrarea CNA-ului și am început să spun de România TV că minte, că face propagandă rusofilă, guvernat, șefa CNA-ului, intervine imediat să ia apărarea, domnule, nu cumva să zici ceva de România TV, ziceai că e angajată la România TV, nu că e angajata noastră, da? La Consiliul Național Audiovizual. Ziceai că e angajată plătită de Ghiță, da? Și statul român permite lucrurile astea. În timp ce Republica Moldova lucrurile se întâmplă altfel și Republica Moldova nu e țară NATO, nu e țară membra Uniunii Europene, da? E mult mai puțin protejată și foarte fermă cu dictatura lui Putin. Și e mult mai puțin protejată. În eventualitatea unui atac militar, puțin probabilă, pentru că își rupe Putin gâtul mult de tot în Ucraina, da? Nu e protejată, cum suntem noi protejați, de articolul 5 al tratatului NATO, care spune că un atac împotriva unei țări este un atac împotriva tuturor țărilor. Păi noi ar fi trebuit, fiind mult mai protejați, să ne permitem să facem mult mai multe lucruri. La noi să fie apele și mai limpezi. Și în loc să fie apele și mai limpezi, la noi apele sunt și mai tulburi, mult mai tulburi. Și domnul Iohannis a luat unele foarte dubioasă, da? Zi de zi, spune Maia Sandu, Kremlinul și grupările criminale lansează atacuri hibride, utilizând arma propagandei pentru a semăna ura în Moldova, pentru a slăbi încrederea noastră unii în alții și încrederea în statul nostru, exact ce se întâmplă și în România și în toate țările din Europa de Est. Pentru că nu poate ajunge la noi cu tancuri, Kremlinul sponsorizează cu sume imense răspândirea minciunilor în mass media și pe rețele de socializare. Finanțează cu bani murdari grupările criminale. Minciunile difuzate la TV și pe internet au devenit cele mai periculoase arme. O spune Maia Sandu, expressis verbis. Da? Lucruri pe care și eu le explic cel puțin din
luna mai 2020, de când a devenit agresivă această grupare extremistă rusofilă AUR, condusă de Georgica Chegargara, când a ocupat împreună cu restul găștilor Șoșoacă, Diplan, ăia care aplaudau la ambasada Rusiei, și paranghelista lui Tudorache, baia la altă, nu știu cum o cheamă, Cerva și așa mai departe, Lazarus, toată liota, da? Toată liota. Și de atunci prezintă aceste lucruri. Și ce fac rușii în România? Fac în toate țările, că planul lor este clar. Serghei Lavrov a spus-o. Înainte, cu două luni să înceapă invazia în Ucraina, au spus. Vrem să redobândim controlul asupra țărilor în Europa de Est. Vrem ca aceste țări, toate care au intrat în NATO după 97, să fie scoase din NATO. Da? Au spus oamenii ce vor. Și mergeau agresiv cu planul ăsta. Probabil că Republica Moldova era invadată acum. Dacă nu rezista Zelenski, ca Leonidas. Da? Bravo, popor ucrainean, rezistă ca la Termopile pentru noi. Da? Deci Ucraina este, se dă bătălia de la Termopile. Sperăm să fie cu final fericit. Că eroii de la Termopile au reușit să stăvilească marele invadator persan, dar pentru ei n-a fost finalul foarte fericit. Sperăm să fie cu final fericit pentru poporul ucrainean. Da? Astfel, pentru a combate dezinformarea și propaganda, Maia Sandu propune înființarea Centrului Național de Apărare Informatică. Azi anunț inițiativa legislativă de a crea o instituție care să combată propaganda dăunătoare statului din Republica Moldova. Acum văd pe TVR Info, mă scuzați, fac o mică paranteză, pentru că e foarte important. Astăzi se împlinesc 2 ani de zile. Credeam că e mâine și așteptam subiectul, dar probabil că am greșit eu, că cu siguranță n-au greșit cei de la TVR. Astăzi se împlinesc 2 ani de zile de când a fost ucis cu atac cu bombă, act terorist, un om de afaceri în Arad. Și statul român nu știe nimic. Nimic. Vă dați seama ce țară trăim? Vă dați seama ce țară trăim? Ministerul de Interne condus de Bode nu știe nimic. Același Minister de Interne care folosea interlopii din Chiajna la o negociere cu un părinte săracul cu probleme, ce-o fi cu el, Dumnezeu știe, nu-l judecăm că nu suntem în pielea lui, da? Care și-a răpit propriul copil, a luat-o state, da? Același minister nu știe cine a pus o bombă și a omorât cu bombă pe cineva în spațiu public, vă dați seama, riscând să omoare o grămadă de civili nevinovați. Dacă bomba aia exploda în timp ce omul stătea la semafor, lângă că e tramvai în Arad și sunt tramvaiele, sunt pe mijloc, este semaforul, dacă stătea la semafor mașină, da? Cu tramvaiul lângă și cu un autobuz în dreapta, omora, era act terorist, da? Deci este un act terorist ăsta, oameni buni, ăsta nu este un simplu omor. Un act terorist, de terorism real, bombă sub un vehicul, în spațiu public, da? Și statul român nu e capabil să rezolve cazul. Dar știu să ne ceară salarii speciale, știu să ne ceară pensii speciale, Ministerul de Interne, sistemul judiciar, și care instituțiile cu atribuții în soluționarea acestui caz, da? Acolo sunt cele mai mari salarii, cele mai nesimțite pensii. Da? Deci știu să ne pună să-i plătim gras și refuză să renunțe la privilegiile astea anormale, construite prin fel și fel de artificii legale, dar nu știu să rezolve un caz, da? Nu rezolvă nimic în țara asta. Pare că suntem lăsați de izbeliști. În timp ce în alte țări, iată, lucrurile se întâmplă, lucrurile se mișcă. Ce mai zice Maia Sandu? În virtutea atribuțiilor oferite de Constituție în domeniul apărării securității naționale, voi propune Parlamentului spre adoptare crearea Centrului Național de Apărare Informatică și Combaterea Propagandei, denumit simbolic Patriot. Centrul va avea misiunea de a coordona și implementa politica statului în domeniul securității informaționale și de a asigura comunicarea strategică în vederea identificării, prevenirii și combaterii dezinformării la nivel național. Potrivit șefei statului, Centrul Patriot va avea două responsabilități de bază. Să transmită informații veritice către publicul larg, să asigure un dialog constant cu cetățenii, să identifice, să evalueze, să combată dezinformarea pentru eliminarea riscurilor generate de amenințările hibride. Chestie care se întâmplă în Republica Moldova, o țară cu bugete mult mai mici, care nu este membra Uniunii Europene, nu este țară membră NATO și cu siguranță nu are specialii pe care avem noi în România și generalii, și așa mai departe. Da? Și iată că ei fac ceva. Fac ceva. La noi cum se întâmplă lucrurile? Am citit absolut șocat articolul de astăzi al lui Dan Tapalagă din G4Media. Cicăciucă și Ciolacu au aflat din presă.
Deci vă dați seama cum conduce Iohannis România? Deci este ireal. Deci Iohannis a declarat la liceul din Sibiu cu președintele Germaniei, fiindcă se amână rotativa, că sunt protestele profesorilor și trebuie rezolvată problema. Când a făcut această declarație, eu am crezut că ăștia, Ciucă și Ciolacu, i-au spus că nu sunt pregătiți. Și atunci el a anunțat. Nu! El a anunțat că se amână rotativa și ăștia au aflat din presă. Vă dați seama, nici măcar n-a vorbit cu ei, oameni buni. Deci, o chestiune simplă de comunicare. Și noi ne întrebăm de ce nu se face ceva în privința propagandei ruse. Deci este ireal, oameni buni. Ireal. Țara lui Papură Vodă. Deci, premierul Ciucă și liderul PSD Ciolacu au aflat din presă că rotativa se amână. Președintele Iohannis nu le-a comunicat decizia liderilor coaliției înainte de anunțul public făcut la Sibiu. Premierul Ciucă și liderul PSD, domnul Ciolanu de la Covrigărie din Buzău, au aflat din presă că rotativa guvernamentală se amână. Au declarat pentru G4 Media surse politice. Potrivit acestora, președintele Klaus Iohannis nu le-a comunicat celor doi lideri decizia de a amâna rotativa înainte de a face anunțul public. Probabil a vorbit apalagă la telefon cu ei și lor le e frică să zică public și au zis, domne, zică sursă, că altfel nu vă cine ar fi putut să-i dea lui apalagă, dar este absolut incredibil, avem bun. Deci, la guvern, și că erau scrise deja demisiile, care urmau a fi registrate bine. Și Ciuca a aflat în timpul unei conferințe de presă susținută la Cluj, la care au participat Emil Boc, Bode și Sorin Grindeanu. PSN-ul era la Cluj? Că ăștia sunt PSN-ul. Liberalii nu mai au nicio legătură cu liberalismul. Sunt fostul PD. Da. Este incredibil. La fel de incredibilă este și reacția lui Dâncu, care Dâncu a postat un text din ăsta așa. El vrea să pare inteligent, dar numai inteligent nu e. A postat un text din ăsta așa, eliptic, așa, criptic, în care zice el că face mișto de întâlnirea la care a fost prins, de conspirat cu târziu. Da. Și ce este foarte amuzant, eu am mai vorbit despre asta, dragi prieteni, nu vreau să mai vorbesc, pentru că am vorbit în emisiunea Q&A de ieri și vă invit să vă uitați. Am făcut analiza fotografiei, da? Cu mâna pe umăr a lui Dâncu, poziția lui Dâncu de dominant, a lui târziu submisivă, cu privirea în jos și satisfăcut, vezi ca un cățeluș fericit că stăpânul, știți cum sunt cățelușii? Când stăpânul începe să-l mângâie, e foarte fericit, se gudură, da, vedeți, are o față așa de cățel care se gudură când stăpânul mângâie. Și am citit între timp, ieri am făcut descrierea, nu mai intru în detalii, vă invit să vă uitați la emisiunea live, dar atâta o singură precizare mai vreau să fac pe final, că am citit astăzi despre ce a zis târziu. Și târziu a zis, domne, m-am întâlnit cu Dâncu la 60 de metri. Și cineva mi-a scris în comentarii, domne, dar zice că s-au întâlnit la 60 de metri, da? Acum, sigur că perspectiva din fotografii poate să, în funcție de cum fotografiezi, am făcut fotojurnalism, distanțele pot părea relative, da? Dacă fotografiezi două obiecte care sunt, e greu să-ți dai seama ce distanțe e, da? În cazul de față, dacă târziu nu minte, înseamnă că domnul Dâncu are o mână lungă de 60 de metri, nu? Că aici e Dâncu și asta e mâna lui Dâncu. Deci, pentru ca palma lui Dâncu să ajungă pe umărul lui târziu, și ca târziu să spună și adevărul, că la 60 de metri și că s-au întâlnit, ar trebui ca Dâncu să aibă o mână de 60 de metri, da? De la umăr până la palmă, că palma e pe umărul lui târziu, da? Ca să vedeți cum mint oamenii ăștia. Asta este ideea. Ideea este că mint ridicol, dragi prieteni, ridicol, da? Fotografia este clară, târziu se gudură ca un pudel fericit că îl mânghie stăpânul, la fel cum se gudura și George Simion când s-a dus la Dâncu imediat după alegeri și n-a zis la nimeni. Da? Lucrurile mi se par de o evidență incredibilă. Vă invit să vă uitați la emisiunea live și o să vedeți acolo, am vorbit mai mult pe această temă. Sunt unele mici probleme cu sunetul, nu de la echipament, de la calitatea transmisiei internetului, banda internet. Dar este inteligibil ceea ce spun acolo, puteți să înțelegeți, puteți să vedeți. Și vă recomand să vă uitați la acele pasaje, am descris mai mult această fotografie. Semper Fidelis, ne vedem mâine!